Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Ca în fiecare iarnă, Iașul va îmbrăca haine de sărbătoare și vom discuta despre lucrările desfășurate în sezonul rece de către Societatea Primăriei Municipiului Iași. Invitat în studioul nostru este domnul Laurențiu Ivan, directorul general al Servicii Publice Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua și bine v-am regăsit! Ce mai face societatea acum în perioada rece? Mai face ceva? Care sunt lucrările specifice? Avem suficient de multe lucrări. Acum este cumva, schimbăm ștafeta. Am terminat cu partea de amenajări, plantat flori, gazon, amenajări peisagistice de toate felurile. Acum suntem în sezonul de plantat arbori, pentru că deja adică plantele sunt în repaus vegetativ. Terminăm restul de amenajări și ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă. După cum bine știți, intrăm cu ornarea orașului, în cartiere, cu braz, cu lumini și celelalte activități specifice ale noastre. Vom vorbi despre toate acestea, pentru că și pe site-ul nostru sunt mai multe mesaje. Toată lumea întreabă când vom apărea brazii prin oraș. Dar până atunci am surprins o discuție pe care o purtați cu un coleg de-al nostru înainte de a intra în direct, referitoare la pagubele pe care le produc ciorile. Și bătăile de cap pe care vi le dau acestea. Da, în perioada aceasta, și nu numai, și în primăvară avem foarte multe probleme, dar de altă natură. În perioada aceasta noi am plantat florile bianuale. Uh-huh. De vreo 3 ani de zile, ciorile scot aceste flori plantate, ori ascund nuci sub balotul acestor flori, ori pur și simplu le scot, provocând astfel stricăciuni. Adică am avut situații în care zilnic Teatrul Național, Poduroș și nu numai, zona Copou, am fost nevoiți să plantăm iarăși florile scoase de către păsări. Și dacă ați observat în acest an, și nu, din anul trecut am început, dar în acest an am extins un pic suprafețele, peste aceste flori am venit cu o plasă, astfel încât să protejăm florile de atacul dăunătoarelor. Și nu mai reușesc acum? Nu, soluție. Odată cu plasta montată, a fost singura soluție pe care am găsit-o. N-am găsit altă soluție. Da. Pentru că, din păcate, nu umblăm la cauză, adică cioara, să o alungăm din orașe, pentru că nu avem pârghii, umblăm la efect. Știți? Da, poate părea amuzant, dar financiar cam ce însemna toată această pierdere? Financiar n-am făcut un calcul, dar vă dați seama... Dar există pagube, nu? Materiale. Există, normal, numai munca, manopera, florile, tot efortul nostru. Nu mai punem la socoteală efortul cauzat de spălarea în fiecare zi a mobilierului urban în parcuri de câteva ori. Pentru că am fost acuzați că mobilierul în parcul Copou este murdar cu dejecții provenite de la aceste păsări. Dar vă spun, în fiecare dimineață, înainte de ora 8, avem echipe care se ocupă cu spălatul mobilierului urban zilnic, inclusiv sâmbătă, duminică. Sigur, nu e suficient, pentru că îmi imaginez, e suficient să-ți parchezi mașina în zona Copou pentru 10 minute și o vei găsi acoperită. Exact. Este o mare problemă cu care ne confruntăm. Noi am încercat eventual să, în perioada primăverii, să împiedicăm aceste păsări să-și mai facă cuiburi în arborii din Copou. Am avut o corespondență și cu Societatea Ornitologică Română, care ne-a spus că ne va deschide dosar penal dacă vom strica un cuib din... Ar trebui găsite soluții, mă gândesc, pentru că știu foarte mulți ieșeni care evită parcul Copou tocmai din pricina lor, pentru că, într-adevăr, nu e deloc confortabil. Nu cred că au ce să caute aceste păsări într-un număr atât de mare, pentru că, dacă discutăm, ele nu mai au dușmani naturali, nu au cine să regleze numărul efectivelor acestor păsări și automat suntem năpădiți de ciori. Da. Dacă o să aveți curiozitatea zilnic în perioada crepuscului când vin ele în oraș, în Copou, iar primăvara, după ce și-au făcut cuiburile
să intrăm în grâna Copou, vă spun, nu poți să vorbești cu cineva pe o bancă din cauza zgomotului provocat de aceste păsări, nu mai vorbim de celălalt disconfort. Pentru că tot am ajuns în Copou, ce lucrări ați mai efectuat în acea zonă? În acest an am terminat în zona Copou parcul Grigore Ghica Vodă, care se întinde pe cea mai mare suprafață dintre parcurile din Iași, pentru că ține de la Apa Vital până la Rondul Agronomiei și pe o parte și pe cealaltă. Am reușit să facem alei, să terminăm. Lucrarea a fost începută anul trecut. Sisteme de irigație, gazon, flori. Acolo mai avem, suntem tributari cu partea de toaletări a arbori, dar nu am putut să o facem pentru că așteptăm și avezul Academiei Române. În zonă există foarte mulți arbori care sunt uscați, atacați, chiar uscați, putrezi, da, și reprezintă un pericol, mai ales într-o zonă de parc. Și am vrea să totuși să rezolvăm în această iarnă, pentru că este și timpul propice pentru astfel de lucrări. De ce este nevoie de acest aviz? Pentru că este parc dendrologic și deci parcul Grigore Ghica Vodă este parc dendrologic și automat pentru orice parc dendrologic, pentru orice intervenție asupra arborilor este nevoie și de avizul Academiei Române. Înțeleg că această intervenție ar fi una de urgență, ce s-ar preda să noi așa o vedem și nu numai, și chiar în parcurile, parcul Copou și parcul Expoziție, mai avem de înlăturat vegetație uscată, de cumva de reglat și coronamentul arborilor, pentru că este foarte mare și iarăși sunt porțiuni întregi, ramuri întregi cu uscate și ar trebui înlăturate, pentru a fi evitat într-o situație de furtună și nu numai, chiar pentru că sunt și mulți copaci putrezi, cum am spus, pentru a fi evitate accidente. De ce durează atât de mult să primiți respectivul aviz? Nu vă pot spune. Probabil și dumneavoastră au mai multe probleme de rezolvat și... Noi am făcut solicitări în sensul acesta și am vrea să ne facem așa un traseu și o programare pentru Copou special. Pentru că avem foarte, foarte multe solicitări pe partea de toaletări în oraș și având în vedere și volumul mare de muncă, am vrea să putem regla. Pentru a ne fi și nouă ușor, nu vă ascundem acest lucru, în primăvară, când începem lucrările specifice noastre, pentru a prinde cumva spații, fiind înlăturate aceste crengi, aceste putregaiuri, și aspectul parcului s-ar schimba. Și am văzut și eu pe site-ul nostru, multă lume solicită toaletări. E un lucru bun acesta, nu? În trecut, cum era în anii trecuți? Toaletările sunt necesare. Noi am încercat și am și mărit volumul de lucru pentru aceste toaletări. Vă dați seama, înainte existau 3 echipaje, acum avem 5 echipaje, din care unul este constituit din alpiniști utilitari, unde nu putem intra cu alt gen de utilaj. La anul mă gândesc să mai înființăm o formație tot pentru toaletări, pentru că, într-adevăr, partea aceasta este cumva plină de solicitări, partea de toaletări arbor, de la asociații de locatari, din oraș, pentru că există și mulți arbori uscați, care și-au încheiat ciclul vieții și trebuie și eliberate acele zone, plantați alți arbori. Nu vorbim de tăieri, vorbim de înlocuiri de arbori, în special. Au început ieșenii să înțeleagă cât de cât necesitatea, da, și importanța? Da, noi, dacă vă arăt numărul de solicitări raportat cu numărul de reclamații pe partea de tăieri, veți vedea că sunt de 20 de ori mai multe solicitări decât reclamații cu privire la nu tăiat sau de ce s-a toaletat sau de ce s-a tăiat un arbore. Noi am afirmat în dese rânduri, nu tăiem un arbore pentru că vrem să folosim ceva de la el sau lemn. Sau... Noi tăiem arbore dintr-un motiv foarte simplu. Ori este uscat, ori este bolnav, crăpat, ori se află pe o utilitate. Avem și situații de acest gen.
Am tăiat arbori pentru că erau pe utilități și cu sistemul radicular deja a distrus o parte din utilitatea respectivă. Am tăiat arbore care a crescut pe un mormânt și plantat poate tot de titularul de concesiune, dar da. Care era verde, mă refer în sensul ăsta, dar în rest numai arbori bătrâni, bolnavi, uscați. Care sunt lucrurile specifice? Iarna. Ce se întâmplă iarna? Cu gazonul, cu florile? Noi întreținem în măsura în care temperaturile permit. Noi, acum la această oră, am început să evacuăm apa din sistemele de irigație, pentru că este o muncă foarte laborioasă. Noi acum am ajuns deja cu... avem o suprafață foarte mare irigată și vă dați seama, și evacuarea acestei ape presupune foarte mult timp din instalații, pentru a nu îngheța iarna și a distruge aceste instalații. Am terminat, v-am spus, partea de plantări. Începem cu partea de întreținere, tăiere arbori, scos vegetație uscată, lucrurile care se pot face acum. Mai avem partea de când strânsul frunzelor, vedeți, am strâns în acest an, parcă mai multe frunze ca niciodată, sau un volum foarte mare de muncă. Am cumpărat utilaje numai pentru această activitate. Și vă mai spun și din ce motiv au fost mai multe frunze ca niciodată. Mărindu-se suprafața gazonată, înainte puteai lăsa frunzele între copaci? Între copaci. Pentru că nu era pământ și erau frunze pe pământ. Acum, gazonând, trebuie să le strângem pentru că nu moare gazonul și automat volumul de muncă din punctul ăsta de vedere e mai mare. Este perioada cea mai aglomerată din an? Aceasta de toamnă, iarnă? Tot anul avem lucrări specifice. Nu este cea mai aglomerată, dar avem plantările de toamnă, mă refer la arbori, arbuști. Aici reprezintă un volum mare, dar compensând sau în comparație cu vara când plantăm sute de mii de flori anuale, iarăși este alt gen de efort. Și acum toamna plantăm sute de mii de flori bianuale și lalelele. Noi am terminat săptămâna asta plantatul bulbilor de lalele și a florilor anuale, suntem pe ultima sută de metri. Deci, fiecare perioadă din an are lucrări specifice, de amenajare de teren care înseamnă foarte mult efort cu utilaje, cu pământ, primăvara în special, de sisteme de irigație care este un efort susținut tot timpul anului. Fiecare perioadă din an are o cantitate de muncă specifică. Ce înseamnă luna decembrie pentru servicii publice? Decembrie înseamnă în special sărbători de iarnă, pentru că începem cu amplasatul brazilor. Deja brazii ne-au venit, i-am achiziționat, sunt în pepiniera noastră și începând de săptămâna viitoare vor fi plantați. Cred de sâmbătă chiar cei la ghivece vor apărea în oraș. În special, de unde au fost achiziționați? Din Danemarca. Noi avem un contract și avem o colaborare mai veche cu pepiniere din Danemarca, pentru că brazii sunt brazi de pepiniere, nu sunt brazi de pădure. Sunt specii care sunt frumoase, adică specia normandiană nu o găsim la noi, crească endemic în pădurile noastre. Și sunt pe diferite talii. Noi acești brazi vrem să-i refolosim după ceea ce fac deliciul sărbătorilor de iarnă și așa spunem că facem și o economie și un plus din punct de vedere estetic și nici nu avem foarte mari pierderi, știți? Sunt mulți așa în care comentează, critică această alegere de a achiziționa brazi din Danemarca și spun, bun, dar noi nu avem brazi. De ce nu putem lua de la noi? Vă spun, noi am achiziționat o perioadă lungă de timp brazi din țară, de la direcțiile silvice. Și nu am mai făcut acest lucru din mai multe motive și o să vi le expun.
Una, nu am mai găsit braz la drum forestier, pentru că, ca să înțelegeți, cum tăiam noi brazii de, care se pun în cartiere? Mergeam cu macara, cu trailer, cu mașini închiriate, cu șei, cu oameni care îi dizlocam într-o zonă, care îi cazam și stăteau două săptămâni în zonele respective. De exemplu, eu am fost cu ei și de asta vă spun că am stat când m-am deplasat cu ei să luăm acest braz. Am avut în primul an de unde să recoltăm, în al doilea an mai puțin, în al treilea an deja foarte greu. Am avut evenimente foarte neplăcute acolo pentru că este o muncă foarte anevoioasă, am avut macara răsturnată în munte. Adică toate aceste cheltuieli adunate și efortul respectiv, vă spun, costurile erau de două ori mai mari decât dacă luăm brazi dintr-o pepinieră. Brazii din pepinieră sunt produse de pepinieră, plus un alt avantaj, nici nu intrăm și să tăiem brazi din pădurile noastre. Luăm brazi de la alții. Sunt mai rezistenți cei din pepinieră? Nu, mai sunt. Mai frumoși? Da. Sunt mai frumoși. Nu vorbim de mai rezistent, dar ca să găsești un brad uniform, crescut, asupra căruia s-au intervenit cu diferite lucrări, să-l găsești în mediul natural, șansele sunt infime. Adică noi avem mult molid în pădure, nu găsești brad, molidul și brazii care se găsesc dacă sunt în aglomerări de regenerări, pentru că brazii mici nu cresc unul aici, unul dincolo. Sunt de regulă în regenerări. Când ai extras un brad de acolo, vei vedea că este degarnisit pe mai multe părți, adică nu este un brad perfect. Perfect, da. Cum este într-o pepinieră din Danemarca? Sunt spectaculoase din punctul acesta de vedere. Au totul pus în regulă, fac munca asta de peste 100 de ani, adică există și o tradiție, există foarte multe pepiniere, dar, din păcate, având un export în toată lumea, ei sunt principalul exportatori țările nordice de brazi în toată lumea. Deci, vă spun, în Asia, în Europa, în America, exportă. De acolo pornesc, da, nu? Da. Și au fost probleme inclusiv la furnizarea comenzilor, pentru că au avut comenzi foarte mari. Acum, pe perioada pandemiei, n-au mai cumpărat firme mici. Totul s-a dat în gro către mari distribuitori și au avut comenzi impresionante. Pepiniere avem și noi. Da. Când vom putea avea brazii noștri avem De șase ani avem braz în pepinieră. Am avut braz suficient pentru sărbătorile de iarnă, dar tot așa, pe fondul unor discuții, când s-au tăiat cei patru moliți din fața Palatului Culturii, atunci s-a organizat o campanie de plantări și atunci am furnizat tot materialul săditor noi din pepiniera noastră. Au fost vreo 750 de brazi, care ar fi asigurat necesarul pentru sărbătorii de iarnă, mă refer brazi la ghivece. Da. Ce se va întâmpla cu brazii din această iarnă? Vor fi plantați în pepinieră. Deja noi avem acum 250 de brazi la ghivece care vor fi puși din cei de anul trecut. Deci sunt brazii care au fost ținuți în pepinieră, viad. Anul acesta, dacă ne vor rămâne și din cei pe care i-am adus, vom încerca să mărim acest... Pentru că așa s-au adunat și cei 750 de care vă vorbeam. Da, s-au adunat an cu an și au rămas și au putut fi folosiți în anul următor. Unde se vor regăsi? În tot orașul? În tot toate orașul braz, în special în zona centrală, brazii mici, vorbesc în sensuri giratorii, în zonele de acum cunoscute, sensuri giratorii, zonă centrală, unde vor fi amenajări mai importante. În cartiere vor fi brazi mari, care vor fi ornați și luminați, și în parcuri, iarăși în parcuri,
deja lucrurile sunt cumva cunoscute. Nu venim, cu o noutate în acest an și tocmai pe fondul economiei pe care am dorit să o facem în acest an, am confecționat niște brazi cu ghilimele de rigoare din lemnul provenit de la arbori uscați, tăiați. Noi prelucrăm acum acești arbori și folosim acei tutori pe care îi vedeți în oraș, că am început să-i montăm și scheletul acestor brazi. Deci putem să spunem că copacii uscați care au fost extrași de pe domeniul public au ajuns acum să sprijine arborii tineri, știți, cu acești tutori. Și la fel, facem scheletul pentru brazii care vor fi îmbrăcați cu cetină de brat. Noi facem ghirlande din cetină de brat. Dar apropo de ce discutați, de ce nu luăm din țară, vă spunem că noi avem o comandă foarte importantă de a cumpăra cetină de brat, pe care nu găsim pe nimeni să ne furnizeze. Vorbim, cetina de brad este un deșeu. În urma exploatării forestiere rămâne cetină. Nu găsim o firmă care să ne livreze în ritmul solicitat de noi acea cetină. Avem o comandă acum de 50 de tone de cetină de brad și în fiecare zi noi trimitem mașini la Neamț pentru a lua această și a încărca această cetină și nu găsim. Pentru a face aceste ghirlande de care vă spun. Da, foarte frumos. Da. Cu începere de când vom avea orașul îmbrăcat așa de sărbătoare? La 1 decembrie, zona centrală. Noi v-am spus, dacă mâine reușim să începem montatul căsuțelor pe pietonal, pentru că tot noi montăm căsuțele, le-am ornat cu lumini, pentru târgu de Crăciun. Dacă de sâmbătă vom începe să distribuim brazii și ornamentele pe pietonal, pentru că sunt aproximativ 400 de brazi, cu brazi de care vă spuneam eu confecționați și cu ce mai aveam, urmând ca după montarea tunelului luminos să ducem bradul central de pe pietonal. Deja umbrela, ați văzut din Piața Unirii, am montat-o. Am vrut să facem lucrurile mai din timp pentru a nu ne aglomera pe ultima sută de metri. Da, este un volum foarte mare de muncă, îmi dau seama. Da. Avem noutăți la acest capitol al decorațiilor? Decorații nu, pentru că am înțeles că având în vedere și creșterea prețului la energie și s-a dorit un pic ponderarea acestor cheltuieli legate cu energia electrică, știți? Este un efort și pentru municipalitate foarte mare pentru a suporta aceste costuri. Am înțeles. Întreabă cineva pe pagina de Facebook dacă bradul ce va fi plantat în centru este tot din Danemarca. Da, toți brazii. Toți brazii, inclusiv cei de talie mare, provin din aceste pepiniere. Numai că de la an la an și acolo avem probleme, pentru că prin succesiunea de livrări de a găsi unul cât mai frumos, cât mai este o întreagă aventură să căutăm acești brazi și să identificăm. Iată un alt mesaj foarte frumos ce se întâmplă în oraș, dar îi se pare acestui domn că se concentrează foarte mult activitatea pe Bulevardul Ștefan cel Mare și pe zona Copou. Pe zona sărbătorilor de iarnă, bineînțeles că principala atracție este Bulevardul Ștefan cel Mare. Dar uitați, vă dau exemplu de astăzi. Noi astăzi încă punem două tiruri de gazon pentru amenajări. Una, o amenajare determinată în Alexandru, una pe strada Plantelor în Frumoasa. Noi am intervenit cu fiecare din centru în toate zonele din oraș și încercăm. Bineînțeles că volumul de muncă poate fi mai mare sau mai mic într-o zonă sau cealaltă, în funcție și de amenajarea respectivă. Bineînțeles că centrul și zona centrală este important pentru oraș, pentru că acolo vin cei mai mulți oameni, ne vizitează și cei din afara orașului. Dar vrem la fel de mult să facem foarte plăcut imediat proximitatea locuinței noastre. De asta, de aceea am intrat în cartiere și în zona dintre blocuri și încercăm să păstrăm aceste zone viabile și frumoase.
Și vom reuși până la urmă să facem în jurul fiecărui bloc, în fiecărui quartal de blocuri să fie frumos. De parcurile de joacă, cine se ocupă? Noi ne ocupăm în maniera în care facem împrejmuiri la aceste parcuri de joacă. Am făcut lucrări de înlocuire a covorului acela de cauciuc. Uh-huh. În acest an chiar am înlocuit suprafețe mai mari. Parcurile de joacă au mai multe componente. Există parcuri de joacă care au fost reabilitate prin programul primăriei, cele 100 și ceva de 20, nu mai țin minte exact, de parcuri de joacă, unde lucrările sunt încredințate firmelor care au câștigat licitațiile. Noi ne ocupăm de partea de întreținere, mă refer vopsitorie, completare cu material, cu mici reparații, pentru care avem echipament și avem voie să facem aceste reparații, pentru că nu putem face orice gen de reparație. Fiecare echipament de joacă este autorizat și furnizat de o anumită firmă, pentru că ele au fost achiziționate în decurs de mai mulți ani. Da, au existat o succesiune de furnizori. Nu toate provin de la același furnizor. Uh-huh. Sau nu toate au aceleași tipuri de elemente de joacă. Dar reparațiile curente noi le facem. Altcineva spune că ar trebui să montați mai multe bănci prin cartiere, dar pe străduțele adiacente. Trebuie să vă spun că ori de câte ori este făcută o solicitare de a fi montată bancă sau coș de gunoi în cartiere, noi am ținut seama de acest lucru și am încercat să răspund de oricărei solicitări. Dacă telespectatorul sau telespectatoarea are în vedere o anumită zonă, așteptăm să ne scrie pe adresa noastră de e-mail și veți vedea că vom lua măsuri în sensul acesta. În ce privește coșurile de gunoi, aici trebuie să purtați o discuție și cu Salubris? Nu. Noi furnizăm coșurile de gunoi, noi montăm coșurile de gunoi în oraș, noi ne ocupăm de mobilier urban, Salubrisul le golește. Ei se ocupă de ciclul de golire a acestor coșuri de gunoi. Din păcate, cu zona coșurilor de gunoi mobilier urban, ne-am lovit cu mai multe probleme, principala fiind cea că se strică, se distrug aceste coșuri și nu mă refer la cele de lemn care sunt confecționate de noi și am încercat să le facem din ce în ce mai rezistente, mă refer la cele din plastic și vă spun, nu rezistă foarte mult. Un coș de plastic am avut într-o săptămână, l-am montat și a fost distrus. Adică, nu știu, sunt mai atractive pentru un gen de oameni. Da. Da, v-am întrebat acest lucru pentru că spunea și domnul director de la Salubris, domnul Neculau, faptul că nu este aceasta soluția de a monta cât mai multe coșuri stradale, pentru că la fel era o solicitare, ci ca omul să conștientizeze că trebuie să aștepte până va găsi, va întâlni un coș, indiferent de distanță, cum se întâmplă și în afară de altfel. Da, noi încercăm să venim, pentru că știți foarte bine, principal era, grijă era să nu se arunce gunoiul pe jos. Uh-huh. Și din această dorință am venit să montăm coșuri la îndemâna fiecărui cetățean. Eu personal, dacă văd o succesiune de câteva bănci și nu văd un coș de gunoi, le spun colegilor mei că trebuie montat într-o zonă sau cealaltă coșul de gunoi, tocmai pentru a evita să se facă mizerie în jurul băncii sau în zona respectivă. Dacă aceste coșuri, eu vorbesc din punctul nostru de vedere al furnizorului de mobilier urban, ar fi și păstrate, am avea coșuri, vă spun, suficiente în tot orașul, cât să nu existe o nevoie din acest punct de vedere. Uh-huh. Din păcate, multe sunt distruse, sunt incendiate, s-au furat acele găleți în care se aruncă gunoiul, adică sunt distruse efectiv, sparte, plovite și așa mai departe. Da. Și vă dați seama că este, unul, dispare un coș de gunoi, facem o cheltuială dublă pentru a-l înlocui, dar mai este și aspectul ăla, până apucăm noi să-l înlocuim,
pe un stâlp vezi o bucată de plastic rămasă, atârnând. Și... Da, 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 inestetic. Da. Și apropo de cheltuială, aici ar trebui să ne dezvoltăm și noi ca cetățeni spiritul civic, în momentul în care vedem o astfel de situație, să intervenim, că până la urmă, cum se spune, din banii noștri sunt. Dar nu conștientizăm. Și foarte mulți dintre noi nu conștientizează faptul că tot ceea ce punem în oraș, că este o floare, că este un aspersor, că e un coș de gunoi, o bancă, orice ar fi, o pubelă, totul provine din banii noștri. Da. Este Iașul un oraș curat? La o primă vedere așa am spune, dar dumneavoastră știți cel mai bine în momentul în care ies echipele de curățenie pe stradă. Da, putem spune că există vârfuri de intervale de timp în care se face, de exemplu, în parcuri, că noi ne ocupăm de curățenie în parcuri. În parcuri, după un weekend, nici nouă nu ne vine să credem câtă mizerie se poate strânge, dar cu excepția vârfurilor acestea de sarcină, să spun, în rest, noi încercăm să păstrăm orașul cât mai curat. Uhum. Frumos este și avem multe mesaje, toată lumea apreciază cel puțin ce se întâmplă în partea aceasta de plantări, arbori, flori. Și întreabă cineva de unde e inspirație. Pentru că de fiecare dată se schimbă coloristica, forma. Vă spun că avem un colectiv extraordinar de ingineri, de horticoli, specialiști, care în permanență gândesc. Eu am avut o ședință cu ei chiar acum o săptămână în care le-am și cerut ca fiecare din șefii de centre să vină cu încă 10 specii noi de arbori, arbuști, flori. Și încercăm tot timpul să venim cu lucruri noi, frumoase, care să atragă și să placă ochiului. Dar meritul este al lor, să știți. Da, sunt într-adevăr foarte frumoase. Alt mesaj, ca întotdeauna când sunteți în studio, apar foarte multe întrebări. Întreabă cineva dacă se poate vizita seara. Da, cum să nu? Îi așteptăm pe toți doritorii noștri la seară în Alea Tudor Nicolae, pe strada Valea Dâncă. Avem seara, avem pepiniera, doritorii pot veni, pot cumpăra flori, arbori, arbuști, cine dorește, poate și îi așteptăm să vină să ne viziteze. Cu drag. Noi avem deja colaborări cu Facultatea de Horticultură, care își face practica la noi, cu Liceul Agronomic, am semnat contract pentru a face practică în cadrul serii noastre. Suntem deschiși tuturor. Și la seară, și pe partea de mobilier urban, și la atelierele unde confecționăm mobilier urban. Că poate, dacă cineva vede și cum se face Câtă o bancă, muncă se depune, da. Nu se mai gândește nimeni să mai rupă un ștachet. Știți? În sensul ăsta. În cât timp a ajuns seara la forma la care este astăzi? În patru ani, pentru că anul acesta am terminat extinderea ei. A mai fost mărită cu 40%, cu 1200 de metri. Noi avem acum necesarul acoperit, spun. Dar există posibilitatea de extindere a seriei în continuare. Am luat și acest lucru în considerație în funcție de solicitări și necesarul de plante. Anul acesta am făcut mai multe investiții pe partea de producție și am ținut foarte mult să facem acest lucru. Pe partea de gospodărie de apă pentru pepinieră foarte mare cu capacitate de stocare a apei. Pentru că eram descoperiți din acest punct de vedere, în anii secetoși nu puteam să facem față necesarului de udare pentru pepinieră. Avem, v-am spus, am luat și gater pentru a prelucra lemnul provenit din oraș pentru a-i da alte întrebuințări care să poată fi folosit tot în oraș. Și am încercat să dezvoltăm partea de... Am reînființat culturi noi pentru pepinieră, pentru că ciclul de creștere în pepinieră este mult mai greu decât într-o seră și automat nu putem să beneficiem de un produs decât după câțiva ani de când l-am plantat și acum avem o suprafață, aproape toată suprafața folosită. Și, adică plantată, mă refer, înființate culturi noi și încercăm să continuăm. Există considerente speciale pentru a se lucra cu sera peste iarnă?
Nu, seara este automatizată, ea își reglează singur în funcție de parametrii introduși de operator, își reglează singur încălzire, umiditate, umbrire și toate celelalte. Este o seră modernă cu toate facilitățile necesare pentru a obține plante de calitate. Noi ce am vrut și am reușit din acest punct de vedere, am vrut să nu mai cumpărăm o floare din altă parte, toate să le producem noi și am reușit la necesarul orașului nostru. Mai dăm și la terți, adică da. Avem desfaceri din acest punct de vedere și vom reuși, sper, într-un interval cât mai scurt de timp să acoperim și necesarul de arbori arbuși. Dar aici este mai greu pentru că nu avem nici suprafața de producție atât de mare pentru a acoperi, deci pentru a planta atâția arbori, dar și ciclul de producție fiind mai îndelungat, solicitările din oraș sunt mari și automat necesarul este de asemenea mai mare. Ce măsuri se iau pentru plantele sau arbuștii mai sensibili în perioada iernii, pentru a nu fi afectați de căderea zăpezii? Cei din pepiniera noastră sunt aclimatizați, nu trebuie să fie luate măsuri deosebite, nu sunt sensibili la intemperii. Cei, mă refer, eu știu, am început din anul trecut și anul ăsta vom continua ca materialul săditor care era ținut în răsadnițe, cel pregătit pentru pepinieră, în special pentru rășinoase, l-am ținut în seră pentru că avem acum în perioada de iarnă loc excedentar și automat ne vine foarte ușor pentru a-i asigura pornirea și a fi plantat în teren în primăvară într-un stadiu matur, format și a nu avea surprize. Deci, seara, costurile serii nu sunt atât de mari și ne gândim să o ținem pe perioada de iarnă pentru a avea material săditor, adică să nu o ținem goală, înțelegeți? Da, să fie plante în seră, ca să nu încălzim degeaba. Apropo de costuri, dacă ar fi să, nu știu, să vreți să faceți ceva în oraș, dar încă nu puteți face acest lucru pentru că nu dispune societatea de suficienți bani, ce ar fi? Nu știu, un proiect mare, ceva zori neapărat, dar momentan trebuie să mai așteptați. Nu, cred. Noi cred că suntem capabili să ne facem față provocărilor, vă spun cu sinceritate. Toată treaba este legată de timp. Dacă vrem să facem totul într-un timp foarte scurt, vă dați seama, ar trebui resurse mult mai mari deodată. Dar dacă facem o programare, știu eu, sustenabilă, să ne gândim că nu merită să investești foarte multe resurse pentru un rezultat imediat, iar după aia să nu mai ai ce face cu acele resurse, atunci este un deziderat fezabil și putem face un lucru bun în oraș și să continuăm a face un lucru bun. De aceea trebuie să înțeleagă ieșenii că fiecare dintre ei va avea în jurul blocului un spațiu frumos, curat, amenajat, pentru că și cu alei frumoase și cu spațiu verde și cu arbori care să nu ne mai bată în geamuri și să fie plantați oricând de gringoladă. De aceea, până și la un fapt simplu, de a planta un arbore. A planta un arbore este un gest minunat. Dar de a planta un arbor în orice condiții, oriunde și oricum, iarăși nu este un lucru. După aceea ne vom chinui cu acel arbore, pentru că este prea aproape de un alt arbore. Am creat deja o problemă. Pentru că nu l-am plantat, dar nu am aruncat o găleată cu apă să-l udăm imediat după plantare sau la un interval de timp. Și de aceea lucrurile trebuie făcute într-o manieră modernă, zicem noi. Adică totul. Să asigurăm și udare, să asigurăm și acces, să asigurăm și numărul corect de plante pe o suprafață de spațiu. Pentru că
Dacă avem o pădure lângă bloc, iarăși nu este în regulă, pentru că îi umbrește, creează disconfort celul vecinului de la parter care nu mai are deloc lumină. Și există, traiul în comun presupune și sunt probleme care trebuie rezolvate pentru fiecare din cei care locuiesc în blocul respectiv. În mod normal este permis? În mod normal nu este permis. Este permisă plantarea de arbori? Dar a existat. Fiecare om gospodar și-a amenajat în jurul blocului sau o grădiniță în care a plantat un arbor, a pus câteva flori. Teoretic, nu a făcut nimic rău, dar dacă am judecat totul unitar, să vedem tot acel spațiu să fie folosit, tot acel spațiu să fie lărgit, eventual să mai fie amplasate două, trei bănci pe marginea unei alei, să punem sisteme de udare, să nu fiu nevoit să stau să consum apa din apartament, să ud acele plante, să protejez acel spațiu, să nu mai arunc gunoaie pe acel spațiu. E, atunci spațiul ăla este viu, trăiești. Dacă spațiul nu este folosit și fiecare își îngrădește, își pune sârme, fiecare își mai leagă, mai face nu știu ce acolo, putem pune și o masă de șah, corect, putem pune și alt gen de mobilier, o podină, o platformă pe care să te poți întinde, să te odihnești. Uh-huh. Adică variante sunt, trebuie numai folosite și adaptate mediului respectiv. Al blocurilor respective, știți? Urmează toate aceste schimbări. Am văzut că au fost reabilitate foarte multe trotuare din multe cartiere din Iași. Probabil urmează și turnarea de asfaltului. Trotuare, uitați, am avut o zonă, acum, zona pe care vă dau un exemplu, foarte simplu. Zona din Frumoasa, pe strada Frunzelor. Da, așa. Era o zonă în care băteau mingea copiii, teren bătătorit. Acum, acolo am făcut niște alei de o anumită formă. Am venit cu sistem de irigație, am pus pământ negru, am făcut branșamente, apă, tot. Punem astăzi gazon. Au venit locatari și au zis, da, dacă ați făcut această formă de elipsă a aleilor, ar trebui făcute niște modele geometrice, flori, ca ați văzut, se implică. Spuneți, Dumnezeu, ne vin ideile. De aici ne vin ideile. Adică fiecare când vede că se schimbă în jurul zonei în care a fost obișnuit tot timpul acolo să fie noroi, acolo să fie gunoiul, acolo să fie mizerie, acolo să bată mingea. Știți, când se schimbă în jurul nostru mediu, imaginea, deja reacționăm altfel și vrem mai mult. Știți? Da, da, da. Vor fi desfințate împrejmuirile gardurilor? Da, din punctul meu de vedere, cât mai mult, ca sigur vor fi desfințate. De aceea nu mai reacționăm neapărat la solicitări de genul vrem să completăm gardul viu pentru că într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat acestea vor dispărea. Vor dispărea. Și ce se întâmplă mai apoi pentru a putea să vă duceți planul la bun sfârșit cu arborii de pe acel spațiu, cu florile, așa cum spuneați, fiecare vecin și-a plantat el. Analizăm și am avut zone, am făcut lucrul ăsta, unde era desiș, era regenerare de care vă spuneam. S-au extras, s-au tăiat acolo desișul respectiv, s-au plantat un arbore frumos, s-a mai plantat un arbore, s-a plantat un arbust, s-au plantat flori, s-a făcut o alee, s-a creat un acces. Pentru că dacă este într-o zonă este o cărare bătătorită, o să fim convinși că tot timpul va fi cărare pe acolo. Și de aceea preferăm să facem noi o alee decât să mai treacă lumea pe pământ. Sau pe iarbă, sau... Și automat încercăm să integrăm lucrurile astea în mediul respectiv. Ce se întâmplă în zona de cimitire? Acum iarna, care este activitatea? Activitatea în zonă... Noi am avut o perioadă foarte aglomerată în această perioadă. Foarte, foarte aglomerată, pentru că a crescut, după cum foarte bine știți, numărul de decese. Am avut zile în care am avut și 32 de decese, de înhumări pe zi. Lucru, gândiți-vă, era o medie de 6, 7, 8 decese pe zi. S-a ajuns la un număr foarte mare. Și bineînțeles că și personalul nostru a fost solicitat din acest punct de vedere. La cimitire se va demara ca investiție importantă de către Primăria Municipiului Iași la cimitirul Sfânta Treime,
aleile și drumurile din cimitir și da. Este o investiție importantă. Vorbesc care s-a terminat în acest an. În rest, noi ne ocupăm, suntem preocupați de întreținerea cimitirului, știți? Ne axăm pe întreținerea cimitirului. Investiții noi nu putem să desfășurăm în cadrul cimitirului, pentru că este domeniul public și nu avem cum, dar de a păstra orice investiție, facem propuneri pentru investiții, pentru că știm cel mai bine cu ce se confruntă cimitirul. Ce am putut noi să organizăm pe parte de pază, camere de luat vederi și am făcut și vom mai continua cu mărirea numărului de camere de luat vederi pentru a asigura un climat normal. Pentru buna funcționare a activității. Am luat trotinete electrice la paznici pentru a putea avea acces mai rapid la locul unde se desfășoară lucrări și nu... Am avut întâlniri cu colaboratorii noștri, firme de construcții, monumente funerare, pentru a vedea cu ce probleme se confruntă ei din punctul de vedere al administrației și noi ce probleme avem, pentru că apar tot felul de sesizări și nu sunt normale și vrem să rezolvăm și aceste lucruri curente, în general, partea de cimitire. Am adus în discuție și partea de cimitire, pentru că avem și un mesaj aici. Întreabă cineva dacă se poate apela la servicii publice pentru amenajarea spațiului verde de pe un mormânt. Bineînțeles, există ofertele noastre. În cadrul administrației cimitirilor sunt și afișate. Ne ocupăm și chiar... Sunt solicitări? Sunt. Nu sunt cum am vrea noi să fie de multe, pentru că fiecare se duce, este o treabă personală să planteze... Da, și își creează o activitate, nu? O floare la mormântul cuiva drag, de a planta cu mâna lui, dar avem și solicitări din acest punct de vedere. Mai ales că un mormânt este o suprafață mică, știți? Da. Veniți de foarte mult timp la noi în emisiune. Ceva ce nu le-ați spus până acum ieșenilor, ce ar fi? Nu știu, ca o solicitare pe care ați avea-o, rugăminte, apropo de tot ce am discutat până acum. Am mai venit și în alte rânduri am spus, singura rugăminte ar fi de a... Deci sunt două rugăminți, una de a păstra ce au și ce se face și a doua rugăminte este de a avea răbdare cu ceea ce nu s-a făcut încă. În zona Hlincea, când ajungeți? Nu știu cu ce anume, doar atât este mesajul. În zona Hlincea... Hlincea, strada Hlincea, probabil Cug. Acolo am intrat mai mult cu partea de întreținere pentru versanți, rigole, dacă este vorba de strada Hlincea, pentru că noi avem și partea de versanți și intrăm cu întreținere. Pentru zona de amenajări, nu știu unde am putea acolo să... facem amenajări, dar promit... Acolo știu că sunt în continuare foarte multe garduri vii. Da, o să mă interesez ca zonă, pentru că acolo mai este o problemă, s-ar putea să fie terenuri retrocedate. Și acesta mai este un punct care nu l-am atins. Vedeți amenajări făcute până la un punct, de acolo apar garduri vii, mizerie. Nu este terenul nostru, pentru că am început amenajări din păcate, știind că este teren UATE Iași, municipalității, și de fapt era un teren retrocedat, o punere în posesie și nu putem desfășura lucrări pe terenurile acestea. În centru aveți exemplu cel mai bun, pe Anastasie Panu, zona parcului respectiv. Dar pot să promit că mă voi interesa în zona Hlincea un teren pe care putem face o amenajare și eventual alte zone de interes. Am reținut. Și totuși ce soluții se pot găsi pentru acele situații? Ar trebui, din punctul meu de vedere, o hotărâre la nivelul Consiliului Local, prin care cei care nu au grijă de terenurile lor să fie obligați să facă acest lucru, cum s-a mai întâmplat și în alte orașe, eventual să fie puși în postura să plătească contravaloarea, măcar întreținerea acestor zone, pentru că vara, vă dați seama, cresc buruieni
și creează un disconfort atât din punct de vedere estetic, cât vă spun, nouă ne creează un disconfort mai mare, pentru că toate acele plante germinează, ăsta fac semințe, aceste semințe se împrăște. Sunt purtate de vânt, exact. Și vă afectează și lucrările dumneavoastră. Da. Am ajuns la ne finalul, contaminează, da. Am ajuns la finalul emisiunii. Revenim la perioada de iarnă și reamintiți-le, vă rog, celor care ne-au urmărit. Deci, când ne vom putea bucura de brazi? Începem cu 1 decembrie, se vor aprinde luminile în zona pe pietonală. În fiecare cartier, după cum v-a obișnuit municipalitatea, vor fi amplasați brazi împodobiți, vom în zonele de intersecții, zonele publice, vor apărea diferite aranjamente, tot vegetație la ghiveci ornată cu lumini și sperăm ca imediat, în mod cert, dar imediat după Sfântul Nicolae să reușim să terminăm toate aceste lucrări în tot orașul. Da, abia așteptăm. Vă mulțumim foarte mult pentru mulțumesc prezență și pentru discuție și așteptăm să reveniți în studio cu lucrările de primăvară. Cu drag. A fost alături de noi la acest moment domnul Laurențiu Ivan, director general Servicii Publice. Nu uitați să dați un like și un share postării și să rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Urmează o nouă emisiune începând cu ora 15, moderată de colegul meu Valentin Huțanu, iar noi ne vom vedea mâine de la ora 12:30 cu părintele Calistra Chifan. Toate cele bune!